3 ori 3 face 9 x în final, trebuie să scrieți la aici. Da. Bun, hai să scriu de la minus 9 x plus 6. Minus 9. De ce este minus 9? Dacă s-a cu minus 14 plus 5 este minus 9. Egal cu minus 2. Cu minus 2, este varianta asta. Exercizat acum, că se poate copia chiar forma finală. Da. Chiar aici, chiar până aici. Minus 16, minus 3. Este egal numai cu minus 2 și minus 2. Deci, dar vezi copii chiar aici, putem copia. Nu mai zicem plus 2, ci minus 2. Da. Deci la 2 poți să vezi așa. Dar de ce nu se mai trase atenția până acum? Ca să facem antrenament. Deci eu am profitat de chestia asta. Că puteam să spun ce rost mai are să mai facem când se poate copia de acolo. Deci echivalent, poate spune că minus 3x egal cu 18, cu 16. De ce? 16 plus 2. Acum e 16 minus 2, nu? Da. Minus 2. Ce ce înseamnă? Că minus 3x egal cu ce știi de cu semn, dar acum să te gândești. Dar 16 este pentru 2? 14 ce face. Da, dar eu pun plusul și... Da, înțeles, dar vreau să spun că ne putem întoarce la 5 în clasa 1, a doua, da. 16 este pentru 2, că nu este cazul să te gândești la semnul altceva, că aici chiar se brodește. Dacă ar fi fost 2 minus 16, trebuia să fie minus 14. La 16 minus 2 face 14, care înseamnă de la spate. Și x egal cu? X egal cu? X egal cu 3. Nu, no, nu, no, no. Minus 14. Dreapta pe stânga. 14 supra minus 3. Da? 14 supra minus 3. Deci egal cu minus 14 egal cu minus 14 supra 3. Minus 14 supra 3. Și atunci zicem x aparține mulțimii valorilor. Care sunt valorile găsite? X și găsiți? A, minus 6. Minus 6 și respectiv? Minus 14 și 3. Și minus 14 și 3 sunt cele două valori ale ecuației de mai sus. Și așa este? Și 15. Și 15. Hai să vedem ce am făcut ca să clarificăm bine lucrurile. Care a fost scopul lecției noastre? Scopul lecției a fost să facem antrenament la legea semnelor. Antrenament la legea semnelor. Deci sinteza orei. Sinteza orei înseamnă că am legea semnelor, nu? Legea semnelor. Unde? La adunare, la operație pe legea semnelor. Legea semnelor, pur și simplu. Adunare, scădere, mulțime, împărțire, așa. Tot m-am făcut. Opusul unui număr. Unui număr. Legea semnelor explicată. Explicată. Deci n-am făcut-o așa, n-am dat niște definiții cum am. Da? Explicat, am arătat de unde vin, am clarificat acolo opusul unui număr, am văzut ce înseamnă. Am reprezentat de axă, unde sunt alea pozitive, unde sunt alea negative. Pe urmă am făcut proporții, când am spus un termen într-o proporții, ecuații, da, zici, ecuații, în Z. Iar aici am avut șansa să facem un antrenament foarte bun la legea semnelor.
Care e concluzia? Cu cât vom lucra mai mult și vom face și vom ține oameni de ceea ce am făcut, legea semnului ajunge la tine foarte bine și la oricare prieten al nostru. I-am mai spus și altă dată, foarte important este acum, acum, acum. Dacă se înțelege asta, vei avea o șansă foarte mare. Dacă nu putem în clasa 12 și că ești singură și tot timpul, cei care, vă spuneam, 70-80% din copii nu știu legea semnilor. Și ei sunt acuși în cea mai grea situație. Tot timpul ghicesc. Dacă da, plus sau minus, de la încercare. O să hai să fie plus, hai să fie minus. O poveste interesantă era că un copil, copia de 4. Și zic, ca să nu se prinde profesor la copiat, unii pune elevul plus, el punea minus. Adică ce însemna? Că, de fapt, străca totul. Deci nici o clipă, el ne fiind sigur, îți vrei să nu copii exact ca acolo. Da, dar era tot. Sigur că era ideală complet. De aceea e foarte important să înțelegem asta. Nu întâmplător le-am fixat așa aici, nu întâmplător am dat exemple, nu întâmplător am făcut și grax, am explicat semne. Aceasta va fi o lecție memorabilă pentru foarte mulți, foarte mulți. Să știi că și adulții care trebuie prin școală, nemai făcând atrame, le curte cu semne aici. Plus cu minus, minus cu plus. Deși eu trebuie și o facultate. Nu. Dar pe discuții au greutăți pentru că nu mai fac un antrenament. Deci, singura soluție pentru a reuși să așa este antrenamentul. Și ce îți propun eu ție? Acasă, refaci complet ieșițele astea. Luând din modulul ăștia, trei inimbați în modul care a făcut pe rând, de ei și le lucrezi singura. Și vezi unde e greșit și te întrebi de ce e greșit. În felul ăsta vei avea o șansă foarte mare. Prietenilor noștri îi spunem același lucru, după filmul pe care îl vor vedea, ei nu au cum să știe exact ce am gândit la aici, filmul care va apărea, va fi o șansă și pentru ei. Și nu e clar că tu și tu vezi filmul, pentru că avem acolo de spus. Am greșit eu sau am greșit tu? Da. Da? Ai spus că ai spus corect și că, da, și el a fost neatent. Eu cer scuze de acum dacă am greșit. Tu va trebui să-ți ceri scuze data viitoare. Bun, la revedere, dragilor, pe curând.